România construiește la Constanța cea mai mare bază militară NATO din Europa. Baza Mihail Kogălniceanu va fi extinsă pe o suprafață de aproape 3.000 de hectare și va fi capabilă să găzduiască de 2 ori mai mulți militari decât în prezent, peste 10.000 de soldați și familiile acestora. Cu un buget de 2,5 miliarde de euro și cu un perimetru de aproximativ 30 de kilometri, baza militară se va transforma într-un adevărat orășel. Acesta va avea toate facilitățile astfel încât soldații NATO să poată locui aici împreună cu familia, grădinițe, școli, farmacii, un spital, precum și magazine sau parcuri de distracție. Hangare pentru mentenanță, depozite de combustibil, de muniții, de echipamente, de materiale tehnice de aviație, simulatoare, facilități de hrănire, de cazare, tot ceea ce este nevoie pentru a susține funcționarea și misiunile unei baze de această amploare. Încă din 1999, baza Mihail Kogălniceanu găzduiește până în prezent cel mai numeros contingent de militari americani din România. Experții români susțin că, odată cu extinderea acesteia, baza va deveni pe flancul de est al NATO un punct strategic important, în special în contextul războiului derulat de Rusia la graniță. Baza militară NATO de la Kogălniceanu va deveni cea mai importantă structură militară permanentă NATO aflată în imediata vecinătate a conflictului din sudul Ucrainei, dar cea mai importantă structură militară NATO. Să nu ne imaginăm că acest conflict se va termina în acest an, în 2025, în 2026. Nu, este un conflict pe termen lung. Proiectul mai include piste, platforme pentru armament și hangare pentru avioanele militare. Lucrările sunt în toi de câteva zile, iar odată finalizate, baza militară din județul Constanța o va detrona după mărime pe cea de la Ramstein din Germania.